Da, într-adevăr, dintre această colecție de candidați la președintele țării, sunt foarte multe opinii, sunt, dar platforma mai e trainică care poate întruchipa în sine și statalitate și relații bune cu țările vecine și un eu nu știu cât de cât calitățile de tehnocrat eu cred și chiar facem o prognoză pe viitor. Vom vedea aceasta peste, după data de 30 octombrie. Noi credem că acestea alegeri va câștiga candidatul de la socialiști Igor Dodon, pentru că, cum am spus la el, compania electorală nu s-a terminat după, după alegerile electorale locale. Și de fapt are o echipă în consolidată, are foarte mulți tineri și de fapt are o experiență. Această persoană este primit foarte bine și în sudul țării și la nord și este, stă foarte bine poziții.